La anul și la mulți ani. Tuturora să le fie anul nou cu rodnicie. Urați, măi! Dacă n-ar fi fost decembrie 89, asta am fi văzut în noaptea de Revelion la televizor. Programul artistic era aprobat și filmat de prin luna septembrie, iar ceea ce vedeți acum arată cât de pătrunși erau cu adevărat actorii de sentimentele înălțătoare pentru cel mai iubit conducător. Hei, hei! Bine! Extraordinar! Dar s-a întâmplat revoluția și ne-a mai venit și nouă zâmbetul la loc. Televiziunea română a avut la dispoziție 2-3 zile și tot atâtea nopți să schimbe programul de Revelion, în care glumele, pentru prima dată, nu mai aveau perdea și cenzură. Poporul primea, în sfârșit, dreptul de a râde liber, după 50 de ani în care făcuse asta doar pe la colțuri, în șoaptă și cu frică. Ar fi fost și păcat pentru o nație care, chiar și în cele mai grele momente ale istoriei sale, a știut să facă haz de necaz. Ce inundație erau pe vremuri? Ai inundat-o pe Miru! Mai așa fost inclusia. Mi-ar prepara o etichetă de apă caldă, o lătesc în neputin când mă duc la duș. Și atunci, parcă și foamea trecea altfel, și întunericul, și frigul, și până și Ceaușescu era simpatic în bancuri. Tot ce a fost mai rău și mai urât în comunism a reprezentat, de fapt, principala sursă de umor în acei ani. Și în teatru, și în filme, și în televiziune, sau în viața de zi cu zi. Cum a învins însă umorul, cenzura și vigilența partidului, asta e o altă poveste. Pe vremea televiziunii comuniste, nu cred că vreunul dintre privitori simțea intervenția cenzurii pe textele pe care le interpretau mari actori. Pentru că pur și simplu nu cunoșteam altceva. Mi se părea de extrem de bună calitate ceea ce făcea Toma Caragiu, în mare parte texte ale lui Dan Mihăiescu. Abia văzându-le cu ochiul de acum, îți dai seama că acele texte răspundeau și unor comandamente de la partid ca să poată fi difuzate. Adică chiar și acum e acel text despre șopârlița, care șopârlița de fapt e Europa Liberă și de fapt e o critică la adresa Europei Libere, deși textul este mult mai inteligent de atât. Dar ce faci dumneata noaptea, domnule, zice, n-asculți șopârlița liberă? Și-a plecat. Șopârle mai găsești, dar un prieten greu. Eu atât am avut de șopârlit. Mai departe, sorcova vesela, să sperăm că ne-om lăsa de șopârle și fitile, crocodil și alte reptile. Ai de spus ceva în viață? Spune cu curaj pe față. De la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe, la anul și la mulți ani. Revelioanele TVR erau scrise din vară și filmările începeau prin septembrie, să fie timp ca emisia finală să fie vizionată de toți oamenii partidului, special desemnați pentru asta. Ei erau cenzura și de ei se temeau toți, de la regizor legendar până la scriitor faimos, de la figurant anonim până la actor celebru. Se scoteau permanent, pentru că rolul vizionărilor era până la urmă să raportez mai departe. Uitați, am scos din tată, am făcut uneori poate și aiurea, numai ca să demonstrez aservirea față de sarcina dată de partid. Ce trecea de cenzură se vedea la televizor. Glume aparent banale, care parcă nu aveau nicio legătură cu ceea ce trăiau românii în casele lor mici, reci și întunecate. Totul era istoric. Congresul era istoric. Discursurile lui Ceaușescu erau istorice. Ridicarea unei clădiri, totul era istoric. Umorul dizolvă acest măreț. Regimul comunist se temea de umor. Știa că umorul este un factor anti-regim, pentru că el punea la îndoială măreția regimului, solemnitatea regimului. Umorul, ca să conchide, se năștea din refuzul regimului de a admite viața. Viața, întâmplarea, omenescul, din contradicția dintre, de exemplu, ce spunea propaganda și ce era în realitate. Un astfel de moment a trăit prin anii 70 și Alexandru Arșinel. Pe atunci, actor la Teatrul Constantin Tănase și unul dintre creatorii Grădinii Boema. Într-o zi, după una dintre ședințele de cenzură ale textului pe care urma să-l interpreteze în acea seară, un membru al Partidului Comunist îl abordează și îi spune: Fără să
arsenal lucruri pozitive. Dom'le, aici este teatru de revistă, aici revista vrea, nu vrea, se află în opoziție non-stop. Ea niciodată nu laudă, ea, doar și lăsați că de opoziție și de asta ne ocupăm noi. Am scris și din asta, mai laudativ niște lucruri. Și atunci puiul mi-a scris un monolog, spunea că mă scol dimineața, mă duc în piață, iau 2-3 kg de carne. Nu exista carne, nu exista ou, brânză. Și spunea că am fost și pe la unic, am luat două cartoane cu ouă, după aia am luat niște icre de Manciura și eu îl făceam cu un tic. Intra bună dimineața, am fost în piață, am luat 2 kg de carne, m-am dus, rupere era. Și ăștia vine, mă, ce se întâmplă? De ce face așa mare? Până la urmă l-au scos, s-au prins că, și mi l-au spus total. Adică existau modalități de interpretare ca să dai de înțeles că totul e nasol. Înțelegi? Înțelegeau și oamenii din sală, pentru că umorul era ascuns în gesturi mici și în talentul unor actori mari care reușeau în felul ăsta să aducă românilor zâmbetul pe buze și sentimentul că, măcar pentru o oră, două, cât durează spectacolul, viața e totuși frumoasă. Era atâta poftă de râs, de iluzia unei alte vieți, diferită de realitatea trăită, încât oamenii se îmbulzeau la coadă să prindă bilete mai ceva ca la rația de mâncare. Omor. Era omor. Se cumpărau biletele cu produse. Veneau la fetele noastre de la caserie cu carne, cu ou, cu diferite chestii ca să aibă acces mai ușor la un bilet. Că bani aveau toți, dar produse deloc. Chiar vis-a-vis de casa de bilete de la Boema era o casă de comenzi specială. Și de acolo veneau cu pachete gata făcute numai ca să ia biletele. Alexandru Arșinel a păstrat și azi în repertoriul său unele dintre texte scrise și jucate în perioada comunistă. Nu atât pentru valoarea lor artistică, ci mai ales pentru că ele simbolizează un timp care nu trebuie uitat, în care arta se făcea cu mare sacrificiu. Mi-e teamă iarăși că mă trimite în delegație și trebuie să dorm cu un coleg de-al meu în aceeași cușetă. Dacă adorm înaintea lui, și încep să vorbesc în somn, pentru că conștient lucrează și știu eu pe cine lucrează. Colegul ăsta al meu a dormit înaintea mea și a fost la gura lui. Își frică să vă spun. Era un fel de joacă de-a șoarecele și pisica. Cu cât pisica își arăta mai tare ghearele, cu atât șoarecele devenea mai abil și mai îndrăzneț. Curajul le dădea aripi artiștilor, iar imaginația părea să treacă dincolo de orice limită și îngrădire. Cu 2 ani înainte de Revoluție, Dinu Săraru, directorul teatrului mic la acea vreme, a avut ideea de a pune în scenă o scrisoare pierdută un pic altfel, inspirându-se din viața reală. Astfel s-a născut cea mai nonconformistă abordare a operei lui Caragiale, dar și cea mai mare anchetă de securitate petrecută vreodată într-un teatru al României comuniste. Totul începea așa cum și-a imaginat autorul, până la un punct. De la apariția lui Dandanache, totul stărea în aer. Și la noi, acolo, se făcea o pauză mare, s-auzea o muzică a sferelor, așa, serafică, care venea din ceruri, să lumina o nebuloasă care era în cele mai frumoase culori pastelate. Părea o navă extraterestră care cobora din cer în spațiul ăla de întuneric după scenă. Și din ce în ce mai mult apărea ca un fel de balon, fericit în culori extraordinare, deci veneau extraterestri. Se deschidea o ușiță în balonul ăla, pe lumina asta a sferelor, și din ușiță apărea Agămiță Dananache, jucat în travestii de Leopoldina Vălănuță, îmbrăcat în alb, din acela asta teribilă. Acest domn bătrân și fragil, până ajungea cu mânușile albe în mână, până ajungea pe pământ. Din imensitatea aia albă de văluri, creștea din pământ, că dispărea valurile albe, și apărea șantierul de la Casa Poporului, cu Casa Poporului în mijloc. Și lumea înlemnea. Și Agămiță Dandanache intra pe străduțele alea în care au lumini și muta casele ca Ceaușescu, casele pe șantierul de la Casa Poporului.
cu bagheta. Lumea a înțeles că nu mai suntem în Caragiale, că e Ceaușescu care vine cu elicopterul și coboară la Casa Poporului și mută casele cum muta Ceaușescu în București. Au început urale fără margine în sală, lumea bătea din palme, se bătea cu palmele în cap, striga, râdea, era un delir în sală și după care toată asta se dispărea și apărea conducerea orașului ca membrii Comitetului Central, îmbrăcați în negru frumos, îl salutau pe Agamiță Doamne Dragne și în spectacol nu mișca nimeni în fața lui, replici necunoscute, dar nu mai contau, pentru că lumea nu vedea decât pe Ceaușescu. Și prefectul care venea cu Coana Joițica, care era tovarășa, îmbrăcată frumos de tot, în costum național și cu un mijloc, cu un brâu tricolor, nu se mai putea auzi nimic și cerea să se cânte muzica, cum cerea Pristan Daș, și să cânta internațional. A doua zi, un telefon îl trezea pe Dinu Săraru, ordonându-i să scoată din piesă momentul care făcea aluzie la soții Ceaușescu. Spectacolul a mai rezistat câteva reprezentații și apoi a fost interzis. Dar culmea, Dinu Săraru avea să afle mai târziu că necazul nu i s-a tras de la niște membri de partid care au asistat la premieră, ci de la un coleg actor care mai făcuse rolul lui Agamiță Dandanache, dar de data asta n-a mai fost distribuit. Asta făcuse comunismul din români. Îi transformase pe toți într-o mare de turnători și securiști. Colegii de breazlă erau mai vigilenți decât cenzura, din convingere, invidie sau pur și simplu din obișnuință. Cenzura nu era efectul unor funcționari zeloși. Funcționari, mai ales cei de la Consiliul Culturii, ar fi dat drumul, numai că teama de un scandal care nu știai cum poate să iasă, era paralizantă. De exemplu, revizorul. Acolo era un moment comic, la un moment dat, genial, era, cred că era Caragiu. Caragiu cobora cu un rucsac în spate pe o scară și spunea, urcăm, urcăm. Adică el cobora și zicea, urcăm, urcăm. A fost un tovarăș. Nu mai țin minte cine era. Și-a văzut spectacolul. Dacă era idiot, se ducea și făcea gălăgie. Și atunci, fără toți aia care dăduseră drumul la piesă, erau sancționați. Și atunci apărea o paralizie că ăla spunea, de ce rost are să mă sancționeze pe mine, mai degrabă nu-i dau drumul. Am fost într-o comisie care a discutat finalul din Moromeții. Moromeții lui Stele Gulea, primul film. Finalul ăla era așa. Nicolae împreună cu Moromete sunt într-o căruță și merg cu căruța prin ceață. Și el, Moromete, îi zice, încotro mergem Nicolae. Nicolae, da? Nicolae Jernia. A fost o nebunie. Nu. Comisii peste comisii. Dar e o aluzie la toată ce. Dom'le, nu-i nici... Eu am fost și eu în comisie. Dom'le, nu-i nicio aluzie. Se numește Nicolae. Hai să zicem Ilie. Adică... Și atunci, foarte mulți din cei prezenți, care erau unii care erau chiar interesați să apară, ăla, veneau cu tot felul. Hai să spunem, nu Ilie. Nu-i Nicolae. Zicem Ilie. Adică, hai să facem ceva la filmul respectiv încât să poată să treacă. Era anul 1987. Ion Cristoiu avea 39 de ani și era scriitor, gazetar, editor șef al mai multor reviste pentru tineri și membru în juriul festivalurilor de umor de la acea vreme. Deci, suficient de bine pregătit și suficient de conectat la umorul românesc și din spatele cortinei, dar și de pe scenă. Din această poziție a putut vedea Ion Cristoiu cât de puternică poate fi fronda de tip haz de necaz și cum se naște practic un fenomen, umorul absurd, rezultatul unei vieți absurde, un fel de râsul plânsu. Alo? Da! Să trăiți, toarșul director! Să trăiți, toarșul director! Da, eu! Trebuie să vii imediat urgent la birou! Chestiune importantă, da, toarșul director, da! Da, am înțeles, sigur, dacă e nevoie pentru plan, pentru serviciu, toarșul director, aveți în grijă toată energia mea, toată capacitatea mea de muncă, tot ce vreți, vin imediat! Vezi că e scos din priză, Vasile. Nu
Dar românul găsea cumva și motive de râs și puterea de a ieși cu zâmbetul pe buze din situații aberante, umilitoare. Dragostea de tip nou spunea așa, muncitoarea, era un exemplu, o poezie în care spunea: vino iubitul meu la întâlnire, dar să nu vii până nu faci planul, o să râdeți. Nu vorbea chiar serios. Un om care râde, face bășcălie, nu mai e pregătit să iasă mâine în stradă. Râsul în comunism era o formă de a-ți exprima revolta. Sigur, după părerea mea, o revoltă în genunchi. Revolta e revoltă. Dar era până la urmă o formă. Aici a fost și nenorocirea României și post-decembriste. Adică românii considerau o formă de rebeliune faptul că ei râdeau la mie frig. Ei nu se ridicau în sală, spuneau, hai la luptă. Zicea ăla, mi-e frig, el râdea și zicea, aha, eu râzând acum sunt împotriva regimului. Adică se considera umorul, care n-avea nicio valoare rebelă, ca o formă de rebeliune. Și în felul acesta, de aia și supraviețuie regimul. Pentru că ei râdeau, bine, au râs, s-au consumat. De ce noi n-am avut așa de mulți dizidenți ca cehii sau ca polonezii? De ce noi n-am avut o solidaritate? Bun, sunt foarte multe explicații, dar sigur nu sunt simple. Și sigur nu se termină în două fraze de tipul polonezii au avut solidaritatea și noi am spus bancuri. Doar bancurile nu puteau fi cenzurate. Ele circulau din gură în gură fără să li se cunoască vreodată autorul, care nu putea fi prins, anchetat sau arestat. Iar când râdeau cu poftă de Ceaușescu, de Elena, de securitate, de orice, românii simțeau că sunt liberi. Probabil că și partidul auzea bancurile, dar era liniștit. Un popor care râde nu se va revolta. Doar pe la sfârșitul anilor 70, situația a devenit un pic îngrijorătoare, pentru că apăruse umorul studențesc, iar Ceaușescu simțea el că de la studenții se va trage ceva rău. Este clar că studenții au fost neliniștea regimului și erau conștiința înaintată a societății, ceea ce numai acum. Una din marele preocupări ale regimului și a lui Ceaușescu fost fațele studenți. Studenții erau mulți și periculoși, erau inteligenți și uniți. Erau un gen nou de creator de umor spontan, spumos și extrem de bine camuflat în ironii fine, înțelese doar de cine trebuie. Iar vocea lor a devenit vocea tuturor. La început, securitatea n-a fost prea îngrijorată. Studenții erau cumva un element ușor de izolat, iar umorul lor putea fi închis în amfiteatrele universitare, unde marea masă nu avea acces. În timp însă, aluziile au devenit tot mai acide, mai directe și extrem de incomode pentru partid, își aduce aminte Bogdan Teodorescu. Istoricul de azi era în anii 80 autor de texte de umor subversiv. Era un fenomen în sine, era o lume în sine. Și erau niște oameni care știau că în plus față de ceilalți fac ceva. Și spuneau lucruri pe scenă, ceea ce majoritatea românilor nu spun nici măcar în baie. Unul dintre grupurile extraordinare care au zguduit scena umorului studențesc a fost cel în care a făcut parte și Geoff Gheof, cum vreți să-i spuneți, din care Gheaiță la un moment dat s-a desprins și a făcut și monologuri. Și țin minte că la un monolog de ăsta am înghețat în sală. Când l-am văzut ce spune băiatul ăla, singur el pe scenă, știu că ne uitam în stânga, în dreapta, evident ovaționam, dar ne întrebam, păi ce-i în căpșorul ăla lui? A fost o replică teribilă în care a zis, vă întrebați când o să trăiți mai bine și apoi se uită spre tablou și spune, când o zbura porcul. Sau celebru banc cu tablou electric al brigăzii Seringa din Iași, în care paznicul vine și zice scaunul e aici, ușa e aici, așa. Nu e tablou. Unde e tablou? A dispărut tablou. Evident, toată lumea știa la ce tablou se referă, ce tablou exista în fiecare loc din această țară. Și pomul zice, Ionescu l-a luat. Zice, de unde știu? Fiindcă Ionescu era furat un ou. Și cine fură el un ou? Astăzi va fura? Un bou, evident. Nu mai spune bou, dar era evident. E, când spui așa ceva pe scenă, evident că lumea în sală întâi urlă și apoi îngheață, sau mă rog, întâi îngheață și apoi urlă de la caz la caz. Alături de câțiva colegi de la instalații, Bogdan Teodorescu a creat FIX, Facultatea de Instalații pentru Construcții Satirice, singura brigadă de umor și satiră dată jos de pe scenă și dusă la interogatoriu pentru un text despre spirala dezinformării, care făcea aluzie la faptul că informațiile ajungeau întotdeauna trunchiate la Nicolae Ceaușescu. Trebuia toată lumea să-i raporteze lui Ramses că Nilul se revarsă. Și primul individ vine și spune celui de-al doilea, mărite, a secat Nilul. Păi cum a secat? A secat!
Și noi ce facem? Cu recolta ce facem? Nu știu, habar la mine, vedem noi. Se duce mai departe și spune: mărite, Nilul n-are așa multă apă. A secat. Nu a secat, Doamne ferește, nu s-a secat. Dar n-are așa multă apă. Și merge mai departe. Scara e o superioară. Se duce și vorbește cu ea. Ia apă. Și cine era într-un halat alb? De chimistă. Și apare și spune: prea mărită, Nilul nu este exact ce ne-am așteptat noi să fie. Domne, adică n-are atât de mult apă. Nu este așa de mult ce să aștepte. Tu ești și cu recolta ce facem, văd eu. Și se duce la șeful cel mare, Ramses, personajul, și spune: Ramsi, dragă, am să-ți dau o veste bună. Nilul se revarsă. Și atunci el spune: bine, toată recolta la export. Atunci l-au tras cortina. Au fost duși toți la interogatorii, li s-a explicat unde au greșit, iar partidul a fost convins că ei, băieții steți cu facultate, și-au învățat lecția. Așa că au fost lăsați să urce din nou pe scenă. Grupul condus de Bogdan Teodorescu era printre cele mai bune și mai acide câștigători al mai multor concursuri de umor. În aceste festivaluri se aduna, de fapt, toată crema umorului studențesc. Și aici au ascuțit condeiul cei care, după 90, au reprezentat noua generație de creatori de divertisment liber. Vacanța Mare, Divertis, Vouă, Viorel Gaiță și Constantin Trofin. De multe ori, cei de la Casa de Cultură ne spuneau că ar fi bine să avem mai multă grijă, că de fiecare dată se rup uși, că intră lume și pe ușile laterale. Am susținut spectacolul, o sală mare cu foarte multă lume și ne-am dus pe jos, de la sală până la cămin. Ne-am oprit de 3 ori pe traseu, între cămine, și am mai făcut de 3 ori spectacolul cu public pe stradă, la geamuri, într-o... Deci, spun, ca lider național de audiență în TV, nu m-am simțit ca atunci. Și s-a întâmplat de foarte multe ori ca patrule de miliție să se oprească și să râdă împreună cu toți studenții. Se întâmpla la mijlocul anilor 80, atunci când tot ce scria Constantin Trofin stârnea hohote de râs. Și pentru prima dată, îngrijorare mare în cabinetul 1. E momentul în care cenzura primește ordin să intre și în sălile unde aveau loc spectacole studențești. Textele lor poate păreau uneori inocente, dar felul în care erau interpretate dădea naștere la suspiciuni. Situația pe care mi-aduc aminte concret și care a determinat această întrerupere a fost momentul în care, în timpul spectacolului, se întrerupea curentul. Așa era scenariul. În text scria rușine. Rușine. Dar interpretarea a fost rușine. Rușine. Și dacă nu mă înșel, ăsta a fost momentul când a fost introdusă vizionarea. Doar că și atunci au găsit metode prin care au păcălit cenzura. Fie trimiteau pe scenă la vizionări alți actori decât cei din distribuția principală, care nu știau rolul și care jucau mai prost, fie nu utilizau toată recuzita și toate gesturile în care de obicei era ascunsă întreaga poveste. Așa a luat naștere umorul cu minte, așa cum îl numește Lucian Revnic, un alt coleg de trupă al lui Trofin. Era acel tip de umor la care se râdea, dar nu mai deranja atât de tare partidul. Și așa toată lumea era mulțumită. Ne-au lăsat în pace să facem turnee în România pentru că nu-i deranjam, ca să o spunem direct. Deci textele noastre n-au deranjat din punctul ăsta de vedere. Ei au ales să nu facă opoziție. Și pentru că asta le oferea lor un soi de confort, dar și pentru că își asumaseră într-un fel rolul de entertainer al poporului. Nu puteau săriște să fie interziși și să strice tot hazul. Poate că unii l-ar numi compromis. Azi, privind în urmă, îl numim supraviețuire. Doar cine a trăit în acei ani știe ce înseamnă asta. În 1986... am dat un spectacol, atunci acolo erau 5.000 de oameni și când am ieșit din spectacol, nu ne-au lăsat să plecăm, studenții. Au venit miliția, acolo a fost scandal mare, atunci era Iliescu prim secretar, el era șeful șefilor pe Timiș. Și după o oră de negocieri, s-a primit un telefon și ne-au lăsat să dăm în complexul studențesc, să dăm spectacol în față la... 10.000 de studenți care erau acolo. Nu aveam lumini, nu aveam microfoane, au aprins toate luminile, cineva a făcut cumva să fie luminile aprinse după ora 10 seara, că după ora 10 seara se lua curentul în toată România. Au aprins luminile la toate camerele din cămin ca să fie lumină pe platou unde eram noi, să fim văzuți. Spuneam poanta, ne opream, ei râdeau, așteptam să se oprească, ca să spunem mai departe, să ne audă ce spune. Așa, nu suntem noi
buricii pământului ca să răsturnăm regimul seara asta? Nu l-au dat jos în seara aia, ci 3 ani mai târziu. Fix din acel cămin au pornit studenții la Revoluție în Timișoara. Probabil la ora la care în alt colț al țării un alt grup de studenți făcea repetiție pentru spectacol, fără să știe că va fi ultimul lor spectacol din România comunistă. Noi am avut ultimul nostru spectacol pe o scenă în vremea lui Ceaușescu, a fost tot la o sărbare electorală la Iași în 1989, în decembrie. Când era panică mare că, bă, băieți, știm că sunteți talentați, dar de fapt nu vreți voi să mai scurtați, de fapt poate nu mai faceți decât să cântați ceva și gata. El era teamă că o să înceapă de acolo, de la Iași. Povestea Divertis începuse în 1981 cu Toni Grecu și alți 2 colegi de facultate. Cristian Grețcul i s-a alăturat un an mai târziu, atunci când Divertis era pe val, și la propriu și la figurat. De câte ori urcam pe scenă, era parcă intram într-o lume magică în care nu mai exista foamete, frig, întuneric. Acolo era lumină și bucuria de a dărui celorlalți. Succesul i-a propulsat direct pe afișul Sărbărilor Mării de la Costinești, o gașcă simpatică de ingineri care au semnat texte și regie pentru genul acela de spectacole de la mare sau de la munte, în care teoretic orice era permis, dar cu măsură. Sărbările se deschidau cu sprijinul marinei militare, cu fumigene pe mare, cu Neptun, care era adus cu vestalele lui. Neptun era Silviu Petcu, cu coroană, cu trident, chestia asta arăta foarte bine. Și se căsătorea vestala lui la agenția matrimonială, unde eram, eu eram subofițerul stării civile. Spre sfârșit era cât pe ce să o încurcăm, pentru că băieții au zis că avem o înregistrare cu cel puțin 22 de afirmații subversive. A fost o panică atunci, s-au dat foc la casete. Aveam șopârle, că nu puteai. Toată lumea, v-am zis, pe vremea aia, nici nu spuneai ceva și lumea înțelegea altceva. Așa că, în ciuda libertății aparente, cei din grupul Divertis aveau totuși mare grijă la ce vorbeau pe scenă, dar mai ales după ce coborau de pe scenă. Eu am fost uluit, pentru că la un moment dat nu venea să cred, bă, chiar așa există microfoane în camere? Na, dai peste un microfon și spui, bă, dar cine l-a montat? Mulți nu au rezistat cenzurii sau presiunilor până în 89. Divertis, în mod surprinzător până și pentru ei, era pe scenă și în anul de grație 89, remarcând uneori prin sală și iluștri membri de partid, râzând cu poftă la glumele lor. La un moment dat, la unul din spectacolele noastre, în sală, s-a aflat Viorel Crebenciuc. Noi cântam Viorele, 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 când o să renunț la epoleții tăi cu stele. Și râdea și el. Și cineva a spus, păi să am eu banii lui, aș râde și eu. Deci, iată cum umorul nostru a fost gustat la toate nivelurile. Ba chiar am înțeles că au fost și unii care ne-au simpatizat de acolo, din securitate, și din cauza asta am fost lăsați foarte la urmă, când chiar nu se mai putea. Dar uite că s-a putut și am scăpat. Așa cum a scăpat, într-un fel, și caricaturistul Ion Barbu. În primul rând, pentru că umorul lui era fără cuvinte. Nimeni nu putea să te acuze că ai vrut să spui ceva ce nu trebuia să spui. În al doilea rând, pentru că umorul lui se vindea cel mai bine peste hotare. Evident, în țară cenzura era cât casa, dar dacă reușeai să te strecori în saloanele internaționale, aveai o bună șansă de afirmare. Erau birouri specializate care analizau și dacă e cazul să dea drumul mai departe desenelor sau dacă e cazul să cheme autorul desenelor să dea socoteală. Am fost chemat odată și bine și era pe ultimii ani de domnia lui Ceaușescu și mi-am permis să trimit la un salon din Italia un desen care de fapt era un soi de bandă desenată ilustrând un banc care circula atunci în epocă. Era un om al muncii care vine obosit acasă, intră pe ușă, se pune pe canapea, deschide ziarul Ceaușescu, închide ziarul, dă drumul la radio Ceaușescu, închide radio, dă drumul la televizor Ceaușescu, ia o carte de pe masă să citească, dă prima pagină Ceaușescu. Și atunci îi se face brusc foame și merge la frigider, deschide frigiderul, ia o conservă de pește, o ține în mână și își pune o hamletiană întrebare. S-o deschid, să nu o deschid, s-o deschid, să nu o deschid.
Așa ajungea Ion Barbu la târgurile internaționale. Peste tot era premiat, dar veștile bune ajungeau greu în România comunistă. În plus, își luase niște măsuri de precauție. Îi învățase pe organizatori să nu-i trimită în țară premiul, care de multe ori ajungea și la 4.000 de dolari, că vine el la un moment dat personal și îl ridică. Aveam un premiu în Italia și m-am dus să-l ridic atunci la prima mea ieșire în exterior. În exteriorul vestic, am nimerit într-o celulă de artiști de stânga, la Trento. Și eu am zis, cu premiul ăla vreau să-mi iau două aparate video. Făcusem eu un calcul că vin cu ele în țară și le vând. Un aparat video costa pe Piața Neagră 60.000 de lei, în condițiile în care o Dacia costa 75.000. Și am zis, băi, le iau, le vând, îmi cumpăr mașină și îmi rămân și o grămadă de bani să îmi plătesc toate datoriile. Și așa am făcut. Și ei, săracii artiști de acolo, nu puteau să-și închipuie cum un aparat video care costa acolo 400 de dolari poate să fie echivalent cu o mașină care la ei nu costau câteva mii de dolari. Mă plângeam că sunt numai 2 ore de televiziune pe zi și dintre care 3/4 cu Nicolae Ceaușescu și săreau în sus de fericire. Vai, ce bine că aveți numai 2 ore de televiziune, că televiziunea tâmpește și că noi avem nu știu câte canale și toate s-a lui Berlusconi, care e un împuțit de capitalism și care e una și alta. Și la toate argumentele mele că îi nasol în România, ei spuneau că nu, că e raiul pe pământ. Raiul pe pământ nu era, dar sigur oamenii făceau rai din ce aveau. Ion Barbu a reușit să organizeze primele expoziții de caricatură profitând de teama regimului de mineri. După revolta lor din 1977, zona minieră din jurul Petroșaniului a înflorit subit în cultură și libertate de exprimare. Asta se întâmpla la suprafață, dar jos, în mină, spune Ion Barbu, se râdea mult și se vorbea despre orice. Cenzura, securitatea nu puteau ajunge până acolo. Ion Barbu a avut norocul să trăiască în ambele lumi. În mină se râdea bine și se râdea foarte sănătos. Îmi vine în minte un desen animat în care un tip parcă tăia lemne și se lovea la mână și ca să nu se audă țipătul lui de durere, își punea mâna la gură și fugea până în pădure și acolo își dădea drumul la mână și țipa și o să tăcea iară și tot la fel făcea. Ei, cred că era similar și la mine, știi? Dacă vrei să spui un lucru important, coborai câteva orizonturi și spuneai ce te durea și cum veneai la suprafață, gata, eliberat. Iar aici, printre ai lui, mineri cu brațe puternice și minte ageră, Ion Barbu se simțea cumva protejat și, într-un fel, dator să-i apere cum știa el mai bine. Cred că un caricaturist bun trebuie să fie sanitarul societății. Și atunci, și mai ales acum, baia minerilor din fosta mină Petrila, locul în care se râdea foarte mult înainte de 90, e azi un loc simbolic pentru ce a devenit România între timp și pentru ce a devenit și Ion Barbu între timp. Caricatura lui a atins un alt nivel, pentru că azi râzi mai liber și ai și mai multe surse de inspirație. Și de fapt, acum ai operă completă. Uite. Așa, da. Română, da. Și acum cade ca o frunză. Să fi făcut așa ceva în anii 80 era sinucidere curată, dar după 90, nu doar caricatura lui prindea curaj, ci și el. Lucrurile s-au schimbat radical după Revoluție. Caricatura a devenit o chestie foarte căutată și am devenit un soi de campion, publicând în 30 de ani peste 15.000 de caricaturi. Le-am pierdut numărul, dar pe acolo sunt.
Trăim vremuri în care umorul circulă liber pe străzi, prin expoziții, prin galerii de artă sau restaurante de cartier. Dar în timp, parcă și-a mai pierdut din ascuțime. Sau poate oamenii au căpătat mai multă rezistență, iar caricatura lui Ion Barbu devine tot mai mult artă și nu critică. Se întâmplase ca un popă din Petrila să-și deschidă un magazin de chiloți imediat după Revoluție. Erau la mare căutare, la fel ca hârtie igienică, și am făcut un desen care a apărut în România Liberă și omul a văzut desenul, culmea că era și în concediu, și s-a rușinat în asemenea hal, că a doua zi a ieșit din afacere și a lăsat chiloții în plata domnului. În primii ani chestiile astea mai contau. Acum o faci, cred că, de amorul artei mai mult. Partea proastă e că știți cum, de la prea multe lovituri și pielea ți se tăbăcește, obrazul devine mai gros și, practic, n-ai avut parte de niște reacții de astea să zici, da, domnule, l-am dat jos. Dar, până la urmă, nu ăsta a fost rolul umorului. N-a vrut nimeni să dea jos pe cineva prin asta. Din contră, să ridice priviri plecate în pământ de prea multe umilințe sau teamă sau resemnare. Să ridice moralul unui popor care se credea îngenunchiat și ținut în frâu pentru totdeauna. Și a reușit. Am râs cu poftă și în comunism, râdem destul de mult și de bine și acum. O fi având românul ceva în ADN-ul său. Oricât ar fi de trist, el sfârșește prin a fi vesel. Cum a spus și Bacovia, suntem o țară tristă, plină de umor.